UPL vă recomandă Microtiol Special. Am revenit în direct cu domnul Ioan Enoiu, fondator Naturevo. Încă o dată îi mulțumesc domnului Enoiu pentru prezență. Discutam până în pauza comercială de agricultura regenerativă și de faptul că România ar trebui să ocupe un loc fruntaș în această direcție. Da, se poate foarte bine să, să ocupăm un loc relativ fruntaș, pentru că noi nu mai avem atât de multă industrie care să polueze odată. În al doilea rând, există soluții prin care să putem să refacem solurile afectate sau degradate într-o anumită măsură, și trebuie să știm că, la un moment dat, degradarea solurilor este și naturală. În momentul în care avem temperaturi foarte ridicate, avem lipsa apei, materia organică se pierde, se mineralizează da. și deci se pierde o parte din materia organică, și atunci apare fenomenul de acidifiere a solurilor ca proces natural. Nu numai cu atunci când dăm îngrășăminte, acide, acidifiem solul, el se acidifiază și singur. Și trebuie să știm că trebuie să venim și să refacem solul. Și există astăzi soluții sau noi avem niște soluții ultra performante ca să putem să refacem din punctul acesta de vedere solul și activitatea microbiologică din sol. După aceea trebuie să știm că peste tot se vorbește de captarea uh, bioxidului de carbon sau diminuarea emisiilor de carbon, de bioxid de carbon. Păi ce poate să fie mai simplu ca să diminueze emisiile de bioxid de carbon decât să faci o agricultură performantă? Trebuie să știm foarte clar, o fotosinteză, procesul de fotosinteză prin care, pe care se bazează agricultura și tot ce se întâmplă și viața vegetală, procesul de fotosinteză este consumator de bioxid de carbon și eliberator de oxigen, cu o condiție. Să, se întâmpl, să, se, să fie în condiții de sănătate a plantelor pentru că o plantă sănătoasă consumă foarte mult bioxid de carbon și eliberează oxigen, o plantă bolnavă consumă și ea oxigen, pentru că au loc procese de oxidare și ea consumă oxigen și eliberează bioxid de carbon. Vedeți cât este de important să avem să fim foarte atenți ce Foarte important. Da, deci noi putem să captăm Aici însă trebuie să, să vedem cum facem cu autoritățile de la nivelul Uniunii Europene, pentru că ei nu iau în calcul și această formă de captare a bioxidului de carbon și de a elibera oxigenului. Ei se duc numai la nivelul solului, nu se duc la nivel plantă, aer, ceea ce putem noi să demonstrăm foarte repede că facem o agricultură regenerativă și. Cu refacerea mediului, pentru că iarăși este parte integrantă dintr-o agricultură regenerativă. Dar se vorbește mai puțin de treaba aceasta. Unde ne poziționăm noi ca țară vis-a-vis -vis de alți competitori ai Uniunii Europene? Eu aș spune că avem o problemă în ceea ce privește utilizarea îngrășămintelor. La nivelul Uniunii Europene, deja îngrășămintele care determină emisii ca amoniac sau care determină spălări ca nitrați lucrurile stau mult mai dur, deci de la nivelul organismelor de mediu și chiar sunt foarte dure condițiile impuse și astă seară, chiar astă seara, am auzit că România va fi amendată pentru că nu și-a îndeplinit cerințele pentru, pentru eliminarea acestor emisii. Și eu mă gândesc cu tristețe că se întâmplă asta în agricultura românească, dar trebuie să vă spun că noi, ca firmă, de cel puțin 5 ani de zile, nu mai vindem niciun îngrășământ clasic cu azot care să polueze. Deci noi de la început, de 15 ani, am introdus îngrășămintele cu eliberare controlată și complexe, deci care asigură o nutriție echilibrată despre care vorbeam mai înainte, ca element, da. cheie pentru... O dezvoltare pentru o mai... dezvoltare corectă și plantele să treacă peste aceste schimbări climatice, dar să fie și în context regenerativ, deci să se refacă solul, și de asemenea lucrăm cu grășăminte azotoase cu eliberare controlată. Deci nu vindem, nu vindem nici măcar, în ultimii doi ani, n-am mai vândut nici măcar un kilogram de îngreșăminte clasice, chiar dacă fermierii, într-un fel sau altul, ne-au impus să le vindem și acele îngreșăminte. Vedeți, este vorba de o etică, ne-am impus să respectăm un anumit standard foarte înalt, aș spune pentru România, și îl respectăm. Noi îl respectăm prima dată și le spunem fermierilor că nu este bine să facă treaba aceasta, nu vorbim de poluare, pentru că pentru fermier noțiunea de poluare este o chestiune mai uh, greu de înțeles. Uh, dar uh, el nu înțelege că uh, pierde și bani când folosește tipul acesta de îngreșuinte clasice, pentru că randamentul de utilizare este foarte mic în paralel cu poluare Pare o soluție ieftină, dar în fond e scumpă. Ia, ai e scumpă din mai multe puncte de vedere, odată că costul direct, cheltuiala directă este destul de scumpă, dar vedeți efectul în timp pe, la, pe mediu, îl vedem astăzi. Pentru că dacă ne plângem astăzi că avem probleme cu seceta, trebuie să ne gândim și ce am făcut noi. Nu să spunem că vine numai de la Dumnezeu sau de în altă parte, vine și de la noi. Da, interesantă abordarea asta. Acum v-aș întreba cât ne aparține din vina asta, procentual, așa să zicem. Ei, e greu de făcut un calcul? Dacă, dacă aș fi uh, în legătură cu uh, cei, cu natura, cei da? sfinți, cu natura sunt. Cu nu. natura nu. sunt. Da? Cu natura sunt pentru că o respect, îi respect legile dintotdeauna și de aceea și când am fondat uh, denumirea firmei, o știți foarte bine, Naturevodă. înseamnă evocare, evoluție și revoluție re în natură. Deci respectăm legile naturii în tot ceea ce facem. Nu uh, n aș putea să vă spun... Uh, un procent, pentru că unii respectă mai mult, alte, alții respectă mai puțin, și, evident, există partea aceasta, v-am spus, de industrializare, există, aceasta nu mai este, este transfrontalieră. Astăzi, efectele ce au făcut americanii acum 30 de ani sunt, consecințele sunt și la noi. Sau ce au făcut chinezii acum 10 ani, consecințele iarăși sunt și la noi. Deci, lucrurile nu, nu pot globalizarea să... Globalizarea aici din, e... Din punctul acesta de vedere, globalizarea este certă. Și deci noi, noi suportăm consecințe și de la alții, nu numai de la noi. Și atunci, poate, noi suntem mai cuminți, așa, în afară de ce am făceam greșelile acelea cu utilizarea unor cantități foarte mari de erbicide, dar și atunci nu existau alte soluții. Să știți că au reprezentat un progres la vremea respectivă. Și DDT-ul era un progres și triazinicele și atrazinicele erau un progres. Astăzi, nu știu, am aflat că, de fapt, am degradat solul. Avem soluții să le refacem mai repede decât în mod natural și asta este. Deci, poate pentru fermier și pentru ceilalți, eu aș spune undeva că între 15 și 20% ar fi influența. Bun, haideți să luăm 10 secunde acum de publicitate, un solo spot și ne reîntoarcem după. Hibrizii de ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro Am revenit în direct, vreau să discutăm și despre sol, pentru că fără un sol puternic, fără un sol sănătos, e greu să fii productiv și să aduci belșug în fermata foarte important este solul și de foarte multe ori greșim să credem că solul este un dat de la Dumnezeu și noi putem să îl tratăm oricum că el ne dă producție și ne ajută. Vă spuneam mai devreme că noi am degradat solul în anumite, la anumite niveluri, dar pe de altă parte putem să-l și refacem. Dar pentru toate acestea și ca să ne dăm seama la ce nivel suntem, și ce am putea să facem mai departe, trebuie să avem grijă de următorul lucru. Să facem analize la sol. Cum vă spuneam că este nevoie să facem analize la apă pentru tratamente, la analizele la sol sunt la fel de importante și pentru că ne-am dat seama de treaba aceasta că fermierii încă nu fac sau fac numai în parte aceste analize, noi chiar am luat un, am cumpărat un laborator anul trecut și l-am lansat L-am dotat, l-am uh, pus în așa fel încât să uh, putem să dăm niște soluții novative și acolo. Am cumpărat un laborator care este al uh, lui Naturevo, dar se numește Minear. Și uh, deja lucrăm uh, să, să le facem partenerilor noștri analize de sol, să putem să le rec uh, recomandăm rețetele de nutriție corecte. Este foarte important uh, acest lucru. Din știința dumneavoastră, câți dintre fermieri reușesc să aplice o nutriție corectă? Mă refer strict la nutriție. Restul nu discutăm. Procentual. Dacă luăm cap coadă, da? cel mult 10%. Cel mult la ora 10%. Actuală. La ora actuală. Este ca și, dacă vreți, și cum nutriția poporului român. Da. Gândiți-vă. Deci există astăzi nutriționiști foarte mulți dar care nutriționiști se referă la rețete de slăbire, alte cele, dar nutriționiști care să spună cum trebuie să te hrănești corect, nu sunt foarte mulți. Iar omul stabilește el. Adică noi ne hrănim tradițional. Dar tradițional e bine? Credem noi că e bine, pentru că de fapt ne-am obișnuit așa. De când se dau îngrășămintele chimice, vă spuneam, 70-75% din îngrășăminte în România sunt îngrășămintele cu azot. E mult prea mult față de celelalte care trebuie. Ne trebuie potasiu, ne trebuie calciu, ne trebuie sulf, foarte important. Sulful, să știți că era la îndemână pe când aveam industrie, era un rezultat al poluării, el se ducea în atmosferă și apoi se întorcea înapoi în sol cu ploile. Acum nu mai avem sulf, și nu numai noi. Toate țările civilizate, deci care au diminuat foarte mult poluarea, nu mai au sulf în sol. De aceea, fertilizanții, ați văzut că sunt foarte mulți fertilizanți cu sulf, sau există deja și fertilizanți foliari cu sulf, sau uh, produse care au sulf și care sunt folosite ca să poată să creeze uh, proteină. Dau, dau numai exemplu, sau calciu. Calciu este un constituent foarte important al membranei celulare. Dacă nu ai calciu în sol sau ai foarte puțin calciu, nu poți să, să visezi o producție foarte bună sau nu poți să visezi o plantă care să reziste la arsurile solare. Deci, din ce în ce mai mult, elementele nutritive sunt, uh, sunt macroelementele, oligoelementele și microelementele. Toate, toate, sunt uh, Important. importante. da. Acum, atunci, din păcate, noi nu dăm tot timpul aceeași importanță tuturor acestor elemente. Pentru dăm importanță, dar ele au o foarte mare importanță. din păcate, da. noi nu conștientizăm lucrul ăsta și avem uh, tendința asta de a uh, da, plantelor o nutriție dezechilibrată de absolut, foarte multe ori absolut, absolut, păi când îi dăm uh, azot plantei îi slăbim rezistența la secetă îi slăbim rezistența la, la amplitudine mari de temperatură îi slăbim rezistența la boli da deși cel mai frumos noi vedem că dintr-o dată crește e verde și mare și frumoasă și dintr-o dată se pălește sau se strică planta, ce s-a întâmplat cu ea Păi noi am dezechilibrat o foarte tare și cu banii noștri și Corect. am banii pe ceva. Ar trebui Sinteți? privite plantele ca și oamenii, ca și un copil Absolut. pe care dacă știi Absolut. să Absolut. îl îngrijești, crește armonios. Dacă nu, s-ar putea la un moment dat să păi, aibă alte deficiențe. Haideți să vă dau un alt exemplu. Porumb, că la noi porumbul da. este cel mai cultivat. Dacă dai mai mult azot, deja îl duci, îi mărești foarte mult perioada de vegetație, nu se mai coace. Da? Rămâne cu apă în știulete foarte mult timp. Și dacă nu se coace, când îl recoltezi, ce faci? Trebuie să-l usuci, că dacă nu-l usuci, mă rog, apar celelalte probleme cu putregaiurile și așa mai departe. Deci, dar noi trebuie să știm, mă duc înapoi la sol. Solul este un organism foarte, foarte activ. Și astăzi se vorbește foarte mult despre microbiomul din sol, deci microorganismele din sol, ciuperci, bacterii, chiar virusuri și așa mai departe, care în mod normal trebuie să trăiască într-un anumit echilibru. Și după aceea și mai importantă sunt micorizele, adică acele legături care se fac în aparat, între aparatul radicular al plantelor, nu numai plante de cultură și celelalte și microorganismele din sol pentru că ele se potențează la un moment dat reciproc dacă nu avem uh, aceste micorize uh, pentru culturile respective ne trezim că nu avem rezultatul care trebuie și aici vă dau un exemplu uh, floarea soarelui spre exemplu se înconjoară de niște uh, pe la nivelul rădăcinilor de niște uh, bacterii care disponibilizează mai bine potasiul. Ele știu, floarea știe să dea în pământ uh, ceva care să hrănească niște bacterii, care bacterii să caute potasiu și să-l accesibilizeze. Că vă spuneam eu că este foarte greu accesibil. După floarea soarelui, dacă vii cu o cultură de cereale și nu-i dai potasiu, de la început poți să știi că ai pierdut între 500 și 1000 de kilograme de grâu la hectar. Bașca, nu ai o calitate bună a grâului, trei, rezistența la, la factorii de mediu nefavorabil este mult mai scăzută. Deci, foarte important este ce dai acolo în sol, ce, în, cu, ce legături se fac între elementele minerale și partea biologică și cultura în sine, pentru că fiecare cultură are niște cerințe specifice și trebuie totuși să le avem în vedere. Domnule, noi, discutând cu dumneavoastră și ascultând toate argumentele pe care le aduceți în favoarea spuselor pe care le auzim cu toții aici la AgroTV, la Agricultura, la raport, eu îmi dau seama că foarte mulți fermieri, din păcate, au carențe când vine vorba de nutriția plantelor și cred că producțiile, de multe ori, mai mici, poate nejustificat de mici în anumite situații, sunt cauzate și de felul în care unii dintre ei își fac treaba. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar discutând cu o personalitate ca și dumneavoastră, un specialist, e clar că mersul ăsta după ureche s dat, ca dat și vecinul și că la el s-a făcut într-un an și implicit ar trebui să am și eu aceleași rezultate nu funcționează. Noi nu. trebuie lucrurile să le privim ca entități separate să fim atenți pentru că agricultura nu se mai face după ureche sau cine o face după ureche trebuie să știe că și plătește abordarea asta cu vârși și îndesat și diferențele astea care aparent sunt minore dau Productivitate mare celor care le și aplică. Nu sunt vorbe goale, sunt lucruri cercetate, studiate, aplicate. Da, eu vă pot da un exemplu. Dacă știi ce să aplici și cantitatea necesară de îngrășăminte este mult mai redusă. Două exemple. Unu, Inra Franța, după ce a făcut vreo 10 ani de cercetări cu toate, toate mecanismele sofisticate și cu marcare, cu izotop marcați și așa mai departe, au constatat că necesarul de fosfor pentru plantă în sine este de 100 de ori mai mic decât cel care este dat de literatura de specialitate cu o condiție. Să aibă asigurate celelalte elemente nutritive în optim. Pentru că fosforul nu este ca azotul componentă de bază la proteină sau potasiu care este componentă de bază și în proteine și în grăsim și în celelalte. El este doar elementul energetic. Dacă îl ai în cantitatea necesară ca să asiguri transferul și să lucreze, nu e nevoie de atât de mult fosforul. Ori noi dăm fosfor foarte mult și pe care de fapt îl blocăm în sol și la revedere. Deci practic folosim foarte puțin din cât avem și planta folosește foarte puțin dar noi nu știm că, de fapt, este foarte important să avem celelalte elemente ca fosforul să fie, să fie mai, mai puțin. Și noi cheltuim foarte mulți bani pe fosfor. O, altfel, de altfel, un element care este foarte greu să-l mai găsești pe plan mondial. Sunt câteva țări care vin cu foarte multe, au foarte multă rocă fosfatică sau altceva, iar restul țărilor plătesc sume importante pentru acest element cum și pe azot, se cheltuie prea mulți bani. Dar și al doilea exemplu care decurge poate și de aici, cât utilizăm. La nivelul unei regiuni din Franța se utilizau undeva între 1500 și 2000 de kilograme de îngrășăminte la hectar pentru că solul era destul de sărac. Undeva 1-1,5 humus. Și li s-a pus condiție pentru, pentru, a evita poluarea și toate celelalte să reducă această cantitate. Fermierii au spus la început, o, oh, păi dacă reducem cantitatea, nu o să mai avem producție, o să scadă producția, o să, o, o să murim. Concluzie. În mai puțin de 20 de ani, s-au redus cu două treimi cantitățile de îngrășăminte, sunt undeva la 500 de kilograme acum pe hectar, și nu a scăzut producția, a crescut cu vreo 30% în schimb au schimbat, au introdus fertilizanți foliari au introdus uh, uh, biostimulatori costul este mai mic chiar decât era atunci, deci sunt și mai profitabil, doar că au schimbat macazul, așa se întâmplă și la noi și așa se va întâmpla în toată lumea, pentru că astăzi, industria biostimulatorilor, industria produselor acestea care sunt naturale este într-o într expansiune fantastică. Și o să vedeți că acum, iarăși, produse care se folosesc în cantități foarte mici. Vine cu viteză uluitoare industria nanoparticulelor. Noi avem deja în România un produs pe bază de nanoparticule, de argint. Nanoparticule, rețineți, sunt mai mici decât un micron de 1000 uh, de ori. Sunt nanoparticule. Nanomicroni. Deci, și care lucrează la doze extrem de mici, la doze infime și lucrează în mod aproape natural să-i creeze rezistența plantei la factorii de stres, inclusiv la arsuri solare, la amplitudini de temperatură și așa mai departe. Deci, fermierul trebuie să știe că vin produse din urmă foarte performante, dar trebuie să fie foarte receptiv la ele. Bun, sper că cei care ne-au urmărit au fost receptivi la discuția pe care am avut-o cu domnul Ioan Enoiu, fondator Naturevo. Mă bucur că a acceptat invitația mea de a fi prezent în prima parte a emisiunii aici la AgroTV. Sper să ne revedem cât de curând pentru că ați văzut cât de. Repede evoluează lucrurile în agricultură și e bine să fim în permanență abdatați cu informațiile obligatorii pentru momentul respectiv. Mulțumesc mult de tot! Și domnule. Vă mulțumesc! O seară bună! Nu, nu ne luăm la revedere pentru că eu o să continui discuția cu doi ingineri horticoli. O să vedem ce se întâmplă și în pepinierele din România în această perioadă, ce lucrări trebuiesc făcute și, de asemenea, vom căuta să vedem unde se poziționează pepinieriștii noștri în comparație cu alții din vecinătatea noastră, fie că discutăm de cei din spațiul european sau cei care tranzitează spațiul european. Pauză și ne întoarcem.